Bună tuturor! Bine v-am regăsit! Astăzi vă propun o practică foarte simplă din Kundalini Yoga pentru echilibrarea emisferilor cerebrale. A fi în echilibru este foarte important, este locul din care luăm cele mai bune decizii. Este foarte important, de altfel, să echilibrăm partea noastră intuitivă, creativă, partea noastră care are nevoie tot timpul să calculeze, care are nevoie de confirmare și care are nevoie mai ales să fie tot timpul în control. Deci, vom lucra astăzi specific pentru a aduce acest echilibru în noi și în tot ce ne înconjoară. Începem prin a ne seta intenția pentru practica de astăzi. Ne aducem atenția în interior, respirăm adânc, spatele este drept, capul în prelungirea trunchiului. Revenim ușor. Vom începe cu o scurtă încălzire și anume cu flexia ale spinării. La expir, pieptul vine în față, deschidem, iar la expir, curbăm spatele, da? Iar mișcarea trebuie să fie foarte puternică, iar inspirul și expirul la fel punctate pe mișcare. Revenim și vom face rotații acum ale trunchiului spre dreapta. Aceste rotații au menirea de a trezi energia Kundalini într-un set și apoi în celălalt. Ok, revenim. Și acum vom face fluturele. Deci tâlpile sunt lipite și inspir, expir. Ridicăm, inspir, expir, coborăm. Pe cât posibil, genunchii, da, să atingă saltea. Ok, revenim. Și acum vom intra efectiv în secvențele din Kriya pentru echilibrare. Plecăm palmele energic și toate terminațiile nervoase sunt activate de la capetele degetelor și din palme. Și acum vom veni palmele astfel. Palma stângă este orientată în sus pentru femei. Și palma dreaptă în jos, pentru bărbați invers. Și vom ridica stânga și coborâm dreapta. Inspir, expir. Ne imaginăm ca și cum avem în palma stângă o bilă pe care o ridicăm, iar în palma dreaptă o minge pe care o batem de saltea sau de sol, depinde unde ne facem practica. Mișcarea ascendentă și descendentă trebuie să fie coordonată. Umerii trași. Revenim la centru, în echilibru. Și acum vom inversa palmele, stânga în jos, dreapta în sus. Și exact aceeași mișcare ascendentă pentru brațul drept, ascendentă pentru drept și descendentă pentru stâng. Chiar dacă brațele încep să doară ușor, continuăm. Și suntem atenți la ceea ce simțim, pentru că părțile noastre stângă și dreaptă sunt diferite. Deci,
vom simți diferit. La fel, aducem palmele în echilibru, ca și cum formăm o cruce din corpul nostru. Ok. Acum, palmele vin pe umeri și aceasta este mișcare. Inspir, expir, inspir, expir. Cât mai amplu, cât mai puternic. Când rotim, nu rotim doar brațele, rotim și coborâm și trunchiul. Ok, revenim. Iar acum palmele vin astfel, ambele orientate în sus, ca și cum formăm o balanță din corpul nostru. Suntem atenți la ce simțim în palme. Este locul unde ne unim, unde se unește energia cerului cu energia pământului. Menținem postura, menținem. În această postură putem ține limba pe cerul gurii și putem face respirația ovariană pe care am descris-o într-un articol pe site. Această respirație înseamnă a ne circula energia prin canalele guvernator și canal de concepție din medicina tradițională chinezească. Iar acest flux continuu de energie se realizează ținând limba în cerul. Și imaginându-ne cum energia noastră circulă în față, urcă, spate, coboară din centrul capului, coboară și iarăși urcă în spate. Și limba este ca un comutator, da? Ok. Inspirăm, expirăm profund, aducem palmele deasupra patului, în dreptul ajna și în dreptul inimii. Mulțumim pentru practica de astăzi, mulțumim tuturor ghizilor noștri și mulțumim pentru toate darurile din viața noastră. Vă mulțumesc pentru prezență, cu drag, pe data viitoare, vă aștept la practică. Detaliile o să le pun la acest video mai jos. Le găsiți. Cu drag!